Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Păstrarea în funcțiune a CAF-urilor la societatea termică este unul dintre cele mai importante lucruri, cel puțin până la începutul lunii noiembrie. Acestea vor asigura consumatorilor suceveni nu doar apa caldă, ci și căldura. În cursul zilei de luni, la inițiativa domnului prefect, și vreau să-i mulțumesc pe această cale, am avut o discuție la prefectură și am cunoscut și eu cu această ocazie administratorii judiciari de la Termica, cele trei firme asociate, cu care am discutat mai multe aspecte. În primul rând, un aspect destul de important și aici trebuie să colaborăm cu aceste firme, este legat de păstrarea în funcțiunea unor capacități de la actuala societate de termoficare și mă refer în primul rând la CAF-uri, având în vedere faptul că în această perioadă și în perioada următoare, așa cum se știe, apa caldă se asigură în oraș cu aceste CAF-uri și, teoretic, dacă vreți, până la data de 9 noiembrie, când eu sper să fie gata noua centrală pe biomasă, totuși, conform tradiției la Suceava, am început să dăm căldură cam pe 15 octombrie fiecare an, deci dacă va fi necesar, funcție de condiții climaterice, va trebui o perioadă chiar să funcționăm și pe căldură cu aceste CAF-uri. În privința lucrărilor de la noua centrală termică a Sucevei, edilul municipiului se declară mulțumit și afirmă că la reîntoarcerea din concediu va organiza comandamente pentru a fi la curent cu desfășurarea acestora. Eu sunt un om optimist, vă spun, merg des pe șantierul de jos de la termică, este un furnicar de oameni și utilaje acolo, sper că în cele din urmă această nouă investiție să fie dată în timp. Așa cum se știe, voi merge o perioadă în concediu, când mă întorc, voi face comandamente permanente la fața locului, în așa fel încât să ne asigurăm că această investiție va fi dată la timp în funcțiune. Problema cu care se confruntă persoanele disponibilizate de la termica este regretabilă și, în acest sens, primarul Lungu face câteva precizări. Îmi pare rău că ceea ce am stabilit în luna ianuarie în biroul domnului prefect, cu mine de față, cu reprezentanții conducerii termică, Consiliul de Administrație a salariaților, nu s-a dus la bun sfârșit, deși primăria municipiului Suceava și-a făcut datoria cu vârf și îndesat față de termică. Din cele peste 300 de miliarde de plăți care s-au efectuat, 65 de miliarde puteau fi plătite salarii din ele, pentru că nu erau plăți la subvenții, la cărbuni, să poată fi executate de cei care aveau dreptul să încaseze cărbunile. Este o problemă pe care sindicaliștii au înțeles-o, au fost luni dimineață la mine în birou, le-am mai arătat cei care nu aveau încă documentele de contare între municipalitate și termica. Îmi pare rău că nu s-a acționat așa cum am stabilit în biroul domnului prefect. Astăzi trebuiau salariații la termica să fie cu plățile compensatorii la zi în ceea ce privește contractul colectiv de muncă. Cât privește celelalte plăți de la guvern, așa cum se știe, chiar miercurea trecută am fost personal la București, știam că e o treabă urgentă, știam că problema este blocată la Ministerul de Finanțe, se așteaptă o rectificare la nivel național, pentru că sunt odată la pachet trei societăți de termoficare pe aceeași temă, este vorba de Suceava, de Brăila și de Onești, și alte trei care vin din urmă, Bacău, Oradea și Timișoara, dacă rețin eu bine. Și a spus foarte clar, este nevoie de o decizie la nivel de guvern, de prim-ministru, dacă vreți, pentru că sunt mai multe societăți de termoficare în aceeași speță. Am fost și rămân solidar cu sindicaliștii, cu salariații de la termică, cu oamenii de acolo, am spus totdeauna, a fost o problemă de sistem și oamenii de acolo nu au nicio vină. Într-adevăr, este destul de dureros să ai 50 de ani și să fii șomer.